Războiul din Orientul Mijlociu a luat mii de vieți și amenință serios viața a sute de mii de oameni, pentru că dincolo de teroarea răspândită de teroriștii Hamas, fâșia Gaza este în acest moment sub o altă amenințare. Da, Laura, din păcate o amenințare de moarte și mă refer aici la boli. ONU estimează că peste 1,8 milioane de oameni din Gaza și-au părăsit casele în ultimele 7 săptămâni. Aproximativ 60% dintre ei se adăpostesc în 156 de centre aparținând agenției ONU pentru refugiații palestinieni. Ei bine, deja în aceste centre s-au transformat în focare de infecție. Sunt mai multe boli infecțioase raportate, mai ales în rândul copiilor cu vârste de 5 ani și peste. Acești copii nu primesc în acest moment tratamente, așa că pot muri foarte repede. Potrivit ONU, doar 5 spitale sunt parțial operaționale în nordul Gazei, zonă care a fost în centrul ofensivei terestre izraeliene. Iar imaginile din aceste spitale nu pot fi arătate la televizor, pentru că sunt șocante. Sunt inclusiv copii cu răni cauzate de arme care suferă și nu pot primi deocamdată ajutor. În același timp, potrivit BBC, copiii strămutați de familie și familiile lor suferă de asemenea din cauza lipsei de adăpost și îmbrăcăminte adecvate care să-i protejeze de vremea ploioasă și rece. ONU și UNICEF atrag atenția în aceste condiții că reluarea luptelor este o tragedie pentru toți acești copii și familiile lor. Nimeni nu știe cât va mai dura războiul și cu atât mai mult cum vor fi ajutați acești oameni după război. Pentru că sunt cartiere întregi din Gaza care au fost pur și simplu spulberate de bombardamente. Se trăiește fără lumină sau acces la apă potabilă uneori. Oamenii trăiesc nu de pe o zi pe alta, ci de pe o oră pe alta. Ce se va întâmpla cu refugiații din fâșia Gaza? Aceasta este întrebarea. Așa că soluția la acest conflict trebuie să fie una care să asigure drepturile omului pentru acești oameni. Și mai trebuie spus un lucru. Și dincolo, în Israel sunt drame și lacrimi, pentru că teroriștii Hamas au răpit inclusiv copii. O fetiță israeliano-americană de doar 4 ani, care a fost răpită de Hamas în timpul atacului din 7 octombrie din sudul Israelului, și-a serbat practic aniversarea de 4 ani în subteranele morții și a fost în cele din urmă eliberată duminică. Abigail Aiden avea doar 3 ani în momentul în care a fost luată ostatică din casa ei, unde părinții ei au fost atacați și uciși de oamenii înarmați ai Hamas. Nimic nu poate justifica teroarea și violența, însă o soluție de pace trebuie găsită. Altfel, lista dramelor celor care nu au vreo vină va fi tot mai mare. Iar lumea încearcă în aceste momente să găsească o soluție pentru situația din fâșia Gaza. De altfel, Consiliul de Securitate al ONU are din nou o ședință extraordinară dedicată situației din Israel și Gaza. Reuniunea are loc la solicitarea Chinei, membru permanent al Consiliului, care va și prezida această întâlnire. Însă, cât de importantă e și care sunt mizele, însă și cât de relevantă este ONU în tot acest conflict.